Colecția de grafică incluzând portrete de personalități naționale. Expoziția poate fi admirată la Biblioteca Județeană Argeș. Mari români, chipuri și identități. Acesta este genericul expoziției de grafică de la Biblioteca Județeană Argeș. Autoarea este Adina Romanescu, membra Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesoară la Liceul Nicolae Iorga din București. În cele 32 de lucrări care vor sta pe simeze până la sfârșitul lunii, puteți recunoaște personalități datorită cărora noi avem astăzi o identitate recunoscută ca valoroasă în lumea culturii, între ei Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Urmuz, Emil Cioran, Mircea Eliade, Petre Țuțea. Este un proiect la care visez de ani de zile. Totul a început cu o joacă, adică acum vreo, să zic, 4-5 ani. Am vrut să încerc portretul lui Moisil, portretul lui Eliade. A fost pur și simplu o joacă. Plecând de la o joacă, și nu mi-a plăcut. La început nu-mi plăcea ce făceam, dar zic, hai să mai încerc. Și din aproape în aproape am zis, ia să fac o serie de scriitori, o serie de istorici, o serie de... Bineînțeles că s-au adunat în acest moment, să zic, undeva la 70 de portrete, poate mai mult, dar îmi dau seama că dacă vreau să merg pe această... Să merg spre această țintă de a face o colecție de grafică cu portrete de mari personalități din diverse domenii, în primul rând scriitori, este foarte mult de muncă, pentru că tot vin și vin nume noi, nume vechi, de fapt, nume vechi, dar toate aceste nume pe care încă n-am reușit să le realizez, și poate să fie chiar un proiect de o viață.